adoptând un rol și un ton de veritabil fanfaron, Alexandre Lukashenko, președintele Belarus, amenință că la o adică va folosi armamentul atomic, atenție, nu numai tactic, ci și strategic. Este vorba de armele atomice dislocate pe teritoriul Belarus, dar care sunt sub cheie rusească, despre care Vladimir Putin a afirmat că nu pot fi utilizate decât la comanda Moscovei și niciun caz altfel. Iar amenințarea ar putea proveni pentru Lukashenko sau în mintea lui din direcția Poloniei, în primul rând.